Bă, ne-am întors cu Arca Sandit, seria cu Poznaș și ăștia doi, cu No Name și cu Xali. Aici trebuie să facem puțină pauză la stamin. De fapt, noi, că e destul. Eu sunt aproape full. Nu vă opriți aici. Să mă opresc, ok. Oprește-te, oprește-te dacă vrei să mori. Strângeți și voi din cur de data asta. Bă, ciuperci ați luat la voi. Că trebuie să aveți ciuperțile alea. Ali le-a mâncat sigur pe toate. Îți dai seama. Dați câteva aici, că aici e o ciupercă de aia muistă pe aproape. Dați să aveți un 30 de secunde acolo jos. Dați că a venit un... Uite, aia. Hai să păpăm raptorii ăștia să mâncați, să aveți și voi carne. Așa, bun, dați ciupercile. Dar nu chiar pe toate. Dați să aveți acolo jos la scutul ăla măcar 60 de secunde. Hai, tot timpul, constant, cât de cât. Și aici, în dreapta. Nu băgați în seamă zgomotele și ce se întâmplă. Treceți mai departe. Zgomotele. Zgomotele alea de maimuță și... Xali, tu trebuie să stai neapărat pe lângă noi. De ce? Că tu n-ai bulb de ăla pe tine și dacă n-ai lumină, vin maimuțele. Maimuțele? Cam ierpuțele. Și aici? Și aici aveți nevoie de târnacop și n-aveți sigur. Luați, ia-l de jos. Ia-l de jos, pe ăsta la mine. Luați-l și voi unul. Și farmați. Dar astea nu mai trebuie, nu? Asta e metalul. Așa arată aici cu metalul. Da, eu mă duc puțin mai înspre în stânga aici. În dreapta, pardon. Că am descoperit ceva și nu aveam lumină pe mine. Și vreau să văd ce e în capăt aici. Bă, nu mă lași aici să sară mamuțele pe mine să mă violeze. De ce? Bă, dar urât arată coaie metalul în mapa asta. Ce e asta coaie? Zici că m-am cacat eu azi. Alin, el nu arată așa de fapt. Așa arată în zona asta. Am înțeles. Nu arată ca metalul pe care știu eu. Am ajuns pe aici și nu știu ce dracu se întâmplă, dar... Luăm foarte mult tare sau luăm... Luăm până ne facem full, să poată să ne care ăștia. Poți să care mult. Nu care chiar mult ăștia. Păi de-aia zic, să poată să ne care... Care, destul, coai. Noi la început nu ne trebuie extrem de mult metal. Păi da, o să întreba să mai târziu, nu? În capătul ăsta aici ai oase, să-ți iei cheratină. Ce se aude coaie? Mai mulți, mă, dacă n-ai lumina aia și ciupercile să le dai, vin niște maimuțe ciudate pe tine. Nameless ăla și încă maimuțele pe care le spanează el, nu știu. Zgomotele astea, se auzi în alte zone de Bucureștiului. O fi nonin în boschez, nu știu. Coaie. Ah, nu ne-ai face așa cu aia. Când sparge de-astea. Ioi, eu nu știam ce să aude cu aia. Anei, tu ești. Voi sigur nu aveți prea mult timp. Eu mai am vreo 528 de secunde. Sau ați plecat deja? N-ați plecat, aici sunteți. N-am plecat, suntem aici. Ce secunde, la ce te referi? În dreapta jos, după ce îți dai ciupercile, ai niște secunde cu un count. Nu mi-ai dat ciupercă. Nu mai ai nevoie acum. Tu nu ți-ai dat ciupercă, mă? Nu. Numai că n-am intrat. Nu ai nevoie în zona asta. Ah, da, știu. Dar când ieși, eu le dau ca să fie, să le am peste tot. Că și mai încolo, dacă te duci mai în dreapta, ai nevoie chitine. Iar. Da, în momentul ăla... Nu, o să iau chitine de asta eu, că... Mi se spart toporul, nu mai am ce mai farma. Exact, nici mie mi se spart, dar stai să mi se spargă toporul, că pichexul s-a dus pe pulana. Nu mi-am dat seama să vă iau și vouă, eu nu mi-am luat nici pentru mine. Nu. V-am dat vouă pichexul ăla cât mai aveam eu pe el. Eu am format destul metal, eu 1000 metal cu aia. O, ai 1000, deja e bine, mă, mai ales că voi sunteți amândoi. Eu am mulțumit. Împărțiți egal ei tu 300. Dați ciuperci, dați ciupercele, da. Bă, ce-i cu asta, mă? Cum o harvestuim? Ce-i facem? Eu nu am viteza voastră. Asta poate mă lingă. Nu știu, da. Asta poate să mă sugă cu aia. Da, asta vreau să o iau. Asta e plant Z, o să ai nevoie pentru Reaper ăsta. Da, mă, te-am întrebat cum îi dai harvest. Nu-i dai harvest. Stai aici un minut și o să-ți arunc o semință. Și poți să o crești. Ok, aici stau un minut. Hai să stăm 3 minute să luăm fiecare. Și dacă ai cumva, ești low HP, poți să stai lângă ea și îți dă heal. Ce drăguț din partea ei. E de treabă, e așa. Chiar ai. Dar uitați-vă și voi, zici cum... Dar ar putea să te sugă, uitați-vă și voi cum faci. Dacă scoți aia mov de acolo și... Hai să mergem. Dacă îți bag o stai una... Aia n-a trecut un minut. Eu rezist un minut întreg aici. Un minut la ce? La ce ai zis tu? Să-ți arunce o semință cu aia. Aaa. Ia să avem ceva, ce? Mie îmi trebuie? Păi nu, dar stăm pentru el. Deci îți dai seama că stăm să-și dea drumul planta o sămânță? Bine. O să mă întorc, că nu știu să mă mai duc la bază. Păi întoarce-te cu aia. Trec, numai și o să mă întorc. A, gata. Stau aici să vă dea sămânța. Haide să mergem, Ali. Te-ai discurs tu, Tizu, da? Da, was nice. Eu nu știu.
Aici sunt cu voi oricum. Mai mâncă și tu niște semințe. Uite un dodo. Vino dodo, fugi. Bă, tamerarule. Săracul dodo. L-am mâncat. Asta e bună pielea. Păi da, haide. Mă, vezi că a dat 50 haide, ești nebun. Dodo a dat 50 haide? Da, coe. Dă harvest destul de bine, cred că câinele dă harvest atât de bine, știi? Asta Marian, sau cum îl cheamă pe... Domitotoctus, cum îl cheamă pe ăsta cu aia? Îl cheamă cum vrei tu să-l cheamă. Ah, ok. Îl cheamă... Nonei. Ii, vină cu aici. Uite, 91, hai, deci nebun. Ce gheară i-am dat. Ăsta cât are? Așa... Ce fură Tizo kill-urile. Bă, dar vezi că-s chiar utili ăștia coaie. E foarte util. Păi, mai ales pe faza aia cu glide-ul, de să dă pe sârmă, sunt chiar super șmecheri. Dar nu numai. Adică ce are? Până în zona asta cam ce animal poate să basilisc. Basilisc e dai jos basilisc, nu are ce caut aici, nu? Nu, e aici, e cam peste tot ăla. Toată zona verde. Toată zona să spun. A, basilisc e căcatul ăla de șarpe, nu? Da. Înțeles. Nu, dar n-ai ce să-i faci acum. Te bate la de nu înțelegi cu tine. Ai coaie că-s profesionist. Tu ești coaie? Pe Roblox poate. Uite, m-am două oițe. Ia uite, mami. Ce-a făcut oițe, mami? Aici le las. Uite un bulldog. Eu, ce-i ăsta coaie? Nu știm ce vezi tu. Bă, lasă cârtiți-o în pace. Ali, să nu te duci spre el, că e agresiv. Bă, agresivule, du-te la mătă în pistă. Dar ursul ăsta nu l-ai văzut lângă noi, nu? Nu ne trebuie urs. Ursul să o dă la. Mamă, dar sunt prea mulți cârtiți. Nu, ce e ăsta coaie? Nu! Bă, lasă-mă ursule, du-te. Mamă, coaie, în ce m-am băgat? Eu fug, băieți, nu știu, vă las acolo la manet. Să vă omoare pe are voi. Are 1200 HP, mă. Nici nu știu. Păi, dar nu știu cât dă ăsta coaie, că n-am fost atent. Dă, destul și ăla al tău. E aproape bătut ursul, adică la modul ăla dă și al tău. I-am făcut o pauză. Cine? Eu. Nu, cine te-a întrebat? Să uiți tu la coaie. Am râs din politețe acum. Vezi, are că n-ai fost amuzant. N-ai mai venit să-ți dau carne. Gluma asta e la fel de proastă ca atunci când a apărut. Și acum e la fel de proastă. Tu o spui, e? Nu, tu ești ăla care o faci cel mai des. Nu contează. Vorbim de glumă acum. Nu neapărat. Băi, zi-mă, mai vrei carnea aia gătită? Mai vrei carnea aia, nu ne? Nu mai am nevoie nimic. Hai, că staci să o dau. Nu. Am venit la tine acasă, am dat și banii la Uber. Vete, te rezerci și eu pe aia. Am dat bani la Uber degeaba. Bă, dar cum e posibil să n-avem feci în baza asta cu aia? Puneți-vă cod la asta, vezi că v-am băgat carnea gătită. Puneți-vă cod, mă. De ce? Cine intră peste noi? Nu știu, bă, eu! Da, stai că poate să intre playeri. Nu? Adică da, mă, e și serverul public. Oricum zicea un tovarăș de-al meu că ar vrea și el să joace și a zis, bă, pula mea, e cam greu, că el a început cu arcul el. Și a zis, da, atunci nu. Da, acum e fain cu aia că l-a început, că e greu și simți acolo harvest. Asta e prea grea, mă, să începă ea. Nu e adevărat, păi așa, dar bă, dacă tu începi greu... Da, e prea greu asta să începe ea. Nu, bă, mi-e așa îmi place, coaie. Păi, dar nu... Că trebuie să-l înveți, după o oră se pișe pe el de joc. Da. Nu există, bă, nu ai cum să înveți asta. Aici ești prea slab, coaie. Dacă intri pe serverul ăsta și ai murit de 5 ori la început, dar nu poți să te miști 2 metri, Nu-i hartă pentru un începător, eu așa consider eu. Așa e. De acord, dar eu sunt genul de persoană care nu fac un joc până mie să coaie. Eu sunt de acord, dar te contrazic. Ce? Așa ai fost acum, eu sunt de acord, dar vă contrazic. Deci tot. Sunt de acord, prima mapa e grea, dar asta nu înseamnă că poți doar pentru că e grea tine și de joc. Păi dar nu toată lumea are motivația ta. Da. Ar trebui coaie, ce pula mea? Ești fătălău? Iată, mă. Băieți care n-aveți motivația lor, mai duceți-vă în pula mea, dar da. Dezaproapeți-vă de la mine, drag.
Eu nu știu când pula mea existați. Cine-i pizdă să nu se abonezi la mine ca asta. Pizdă. Da. Mai du-vă și dracu pula. Cum vă permite să nu, să nu vreți să vă jucați jocul ăsta? Ali, ai lume comentarii să fă cum forci ca aia. Îi ziceau de baza mea că ce urâtă e și stau pe peticelul ăla. Să înghesie 2 player pe un metru pătrat. De o oră suntem pe două fundații de teci. Da, dar vezi că avem 3-4 cu aia. Aia, bă, realizați ceva. Eu am 25. Ce pula mea faci cu 25? Mor de 25 de ori. Ah, okay. E posibil. Ai coborât vreunul? Nu, n-am coborât niciunul. Pe aici ai posibil. Păi hai, unde sunt eu? Unde sunteți, mă? Eu sunt plecat. S-a plecat cu aia. Ah, gata, uite. Te-am văzut. Așa, mă. Și te-ți dau space? Da, dar doar când îți apare plusul ăla, să nu dai când nu-ți apare plusul. Și acum cu shift și cu W, îți apare că trebuie să ții ținta, să o ții pe fir. N-am văzut niciun plus. Păi da, mă gândeam eu că ai sărit random. Vino că e aici următorul. Trebuie să-ți apară cross-ul și după aia dai plus, după aia dai space. Ia zi, e greu cu aia. Ah, gata, am văzut. Okay. Am văzut. Cobor și pe ăsta frumos. Și de urcat la fel? Da. Înțeles. Băi, fan, băi. Aici, s-a cel mai bine cobori aici. Aici poți să te și urci înapoi. Cobori, ți-ai luat apă și după aia tot așa. Aștept să-ți apară ăsta. Și vezi că dacă sunt firele apropiate, nu trebuie să te duci până în capăt. Poți să sar după un fir pe altul. Mm-hmm. Poți să-mi iei un plus? Și ca să întorci ăsta pe glide, dai pe S să se întoarcă el pe fir. Alec, când vii acasă am o surpriză pentru tine. Ba, te ardealu. Oricum fac acum sursă de apă de aici până acasă. Uite, nu te duce până în capăt aici. Că tocmai eu ce ți-am zis că merge să sar după una pe alta. Și dai cu S. M-ai blocat. Nu! Stai așa că mă dau eu. Gata. Nu, că nu ți-a apărut promptul, a sărit. Nu poți să te întorci. De-aia l-am pus pe celălalt. Trebuie să te duci în partea cealaltă de unde ai luat apă. Stau să-l urmăresc ca pe un prunc. De-abia acum învață să bea apă. Nu faceți mișto de oameni handicapați. Nu, mă, bă, stai, mă, du-te pe ăla că puteai să răi după unul pe altul. Eu uite-l, bă, cade de tot. Deci păi urcă-te pe primul fir, mă. Hai, a vrut el pe ăsta. Hai că poți pe ăsta dacă tot ai ajuns. Dă-te mai în spate, că de-aia nu-ți apare. Plusul. Alo, plusul. Ale, tu ai dat spirit la carne? Și acum dă-i S să-l întorci. A, eu. Mă, vezi că e... Bă, dar e șmecheria animalul ăsta cu aia. Da, încearcă să te înveți să sar după un fir pe altul, să nu te mai dai jos. Eu te înțeleg, încerc. Păi e același lucru, ca și cum te uiți. Mamă, uite unde a sărit, bă, băiatul. Ăsta a sărit cu aia, nu eu. El a dat space. E animal, animalul ăsta. Animalul ăsta e prea animal cu aia. E prea așa. Dar dacă dau acum pe space nu sare mai în față sau cad? Cad, nu? Cazi. Mă gândeam. Aia nici n-am dat. Trebuia să încerci. Ar fi fost amuzant să cad aici, nu? Ia vezi că e aproape glide-ul ăsta de voi. Uh-huh. E aproape. Dar cum îl iau pe ăsta pe umăr cu aia? Așa. Și trebuie să-l țin neapărat pe umăr, nu? Da, dar nu... da, ca prins. Ca să activezi lumina, te apăsa pe T, dai emotes. Stânga jos ai clap. L-am activat acum? Da. Și cum îl opresc? La fel. Îi dai un șut în burtă. Nu, eu nu-mi dau seama când e burnit și când e oprit, mă piși pe Mike Saludodo. Îți apare jos o iconiță cu o luminiță. Mă piși pe luminiță. Cine-i Mike Saludodo? Cine-i Dodo? E mai complicat cum a spus. Și cine-i Dodo din jocul ăsta? Nu. Hai, am mâncat una din ori, tu nu știi cine-i Dodo. Dar tu oricum zici de multe ori de Dodo și nu știu, n-am prins-o niciodată. Uite-te un pic la mine. Ali, stai, uite-te cum dansez. Ai adus apă? Nu. Ce se mișcă? Acum da, fac... Da, păi, nu ne-mi plină, nu, eu m-am dus să-ți iau apă ție. Da. Acum încerc eu să fac, mă. Ia. Ce prieten am și eu cu aia. Ia, bea de aici. Mulțumesc. Nic, am pus două fântâni una peste alta, ca proștii. Ia. Ce plac fântânile una peste alta. Totul este bine că se termină pe tine. Și asta nu e neapărat o minciună. Asta e că
Hai da. Ăștia au plus un 1 level, de ce? Parasaur, ăsta se de parasaur se face parcă în inventar, nu? Da. Parasaur. Hai da, craft one. Aici pot să plec de lângă, nu? Bă, ce s-a auzit? Cred că pe mine m-auzi. Ba nu. Eu fac urât cu câinele ăsta puțin acum. E un pic stupid atunci. Da. Pară mea, dacă e free, e free. E free, dar nu-i gratis. Ce? Am căzut. Nu, să nu râdeți, că urmează să apară un mesaj. Vai de pula mea pe mijlocul hărții. N-am murit, dar totuși. Vrea cineva să mă salveze și pe mine cu un câine de ăla. Hai că am căzut în apă și mor de sete. Bă, dacă îți fac 3 ajung? Bă, dar cred că unul singur ajunge, că îl folosești pe ăla până sus, nu? Bă, să-ți fac, hai că-ți fac. Bă, dar nu mai zice fuck, coi. Fuck you, bitch! It's better, is that better for you? It's a better. Da, mă, climbing. Ma, it's much better. It's much, unde ești, Tizo, frumosul meu? Sunt la 11.9 cu 45. Exact acolo unde v-am trimis la apă. Unde pun fântânile. Am căzut jos. Problema jos că eu n-am fost cu tine, n-am fost cu voi. Ali. Aici, Ali. Vino cu e aproape de baza voastră. Da, e aproape. Și poți să sar jos de tot direct în apă. Bă, dar fă-ți unul și pentru tine, să te întorci și tu. Mi-am făcut două. Așa. Uite aici în apă, vezi? Uite, s-a micuț. Dar vezi, pe micuț, eu l-am văzut. Era să calc și eu în apă, ce prost. Păi da, nu, că nu în apa aia de la fântână am căzut, în aia mai jos. Sunt jos de tot. În apa aia mare, nu? Acolo era să calc și eu. Stai, că mi-e ăla că fricuță. Dacă te încălzește cu ceva. Sar, mă, eu era, am sărit fără să-mi dau seama unde cad și n-am murit. Ți-am găsit ăsta aici. Nu, lasă-l pe ăla, e mai jos. Ăla stea cu minte acolo, n-are treabă. Deci tu ești mai... Mamă, coi. Te văd. Dacă dai copac luminat, ce-mi dă? Îți dă lumina sfântă din Ierusalim. Veniți, dă-vă, dau lumina la toți. Pe aici vin, nu-i ceva întuneric. Bă, no name, e mai bine să sar tu fără ăla, că pe ăla nu ți-l mai aduci decât dacă ai craiopod. Cam târziu mi-ai spus. Am craiopod oricum. Ce-mi mai place? Jos, da? Deci mai jos. Jos de tot, mă. Îmi place. Deci când ajungi jos de tot, mai cobori un nivel și acolo sunt eu. Da, înțeles. Îmi place jocul. Mă, că vreau să cobor cu animalul, știi? Nu, lăsați așa, las animalul în pantalon și vin-o fără. Gata, am rezolvat. Dă drumul la șarpe în apă. Așa... Și acum să vezi că nu putem nici cu alea să urcăm. Bă, vezi că posibil și asta. Vă dați kill-a de... Mă vezi cumva? Eu sunt la cascadă, unde e pick-up-a. Da, dar ești jos de tot? Un pic mai sus trebuie să-l iei cascadă, un picuț. Păi da, dar degeaba ești acolo, trebuie să cobori jos de tot. Gata, te-am văzut. Acum sunt jos de tot. Gata. Mamă, dar sări cu animalul. În cealaltă stânga. Aici. Hai, cum? În spatele tău. Aici. Te-am sar. Văzut. O, ce țopă-i. Gata. Mă mănâncă pirania cu aia. Fugi. Fugi. Fugi, mâncaiaș. Ioi, cât sunt în... Ioi! Sunt doar 3, mă. Cât doar 3? Vezi să n-arunce alea în apă. Mersi. Bă, ești un băiat, ce vorbești, mă? Odată cred că ai fost de 2 ori. Ești un salvatoresc. Sunt un băiat cât 2. Fugi, coaie! Da, de mai fugi în pulă, stau și-i dau că are puțin. Mamă, ce-ți dă, coaie? Dar dă-i și tu cu câinele! Îi mort, dau, gata. Mă mănâncă pirania acum! Aici, lasă ce să-ți mai fac. Să-mi dai 1.000.000 de euro. Da, dacă aveam, îți dădeam 2. Poți? Pam 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 pam. Așa, de acum te descurci, nu? Da, da. Cel puțin. Eu încerc să urc cumva cu ăsta, să nu mai pe un crai, o să nu mai... Următoarea noastră țintă la noi este? Găgici! Nu, mă, ce mă cațăr! Chiar nu nimeni, ai mâncat vreodată carne de berberită? Nu. Nu știi ce pierzi. Ok, bună. E suculent, așa e. Mai suculent decât alei? E acolo, se bate. Și acum vine întrebarea.
Întrebarea roșie. De unde știți voi? Fac drum. Bă, prostule, nu le arunca. Mi sau, bă, nu știam că astea se consumă. Ce? Bă, rămasea fără coar. A rămas la jumătatea drumului fără ele, mă. Bă, ce-am aruncat? Am aruncat bulldog-ul de pe mine. Nii pula, vine cu ace. Ai apăsat pe double F. Double F. Double șmâ. Cum fac eu cu tine, Tizog? Nici eu nu sunt am ajuns sus. Ali! Ce? Ce băieți? Ce, trebuie să ne salvezi. Bă, cum schimbam astea, mă, la săgețile la... Ah, okay. Bă, dar eu acum am trecut și de prima cascadă aia și sunt urcat pe o ciupercă, am căzut pe o ciupercă aici. Nu mai sunt jos de tot, am urcat-o. Eu dacă vin să vă salvez, sigur... Rămânem toți trei, da. Stai că vreau să fac o fundație. Nu, mă, știi ce fac? Mă suicidru și vin cu câinele și... Ce să-ți dau câine în geama? Târziu! Uite, bă, că n-a murit. Nu că n-a murit, dar am sărit de la mama dracu și de-abia mi-a luat puțin din... Cine ești tu că ai Spider-Man? Ești un rezistent. Ce vorbești? Odată am fost de două ori. Ce dracu să zic eu în pauza asta până în mor? Luați și voi tricoul de la Tizo, uite, am tricoul pe mine, bă, cu logo-ul. Luați-l și voi după site-ul care nu există. Dar ajung acum, trec în pula goală pe lângă baza voastră. Bine, am boxerii de la Cătălin botezatul pe mine, dar nu se pune. Puneți boxerii pe tine. Sunt pe mine. Uite. Mă duc și mi-au câinele de sus. Aoleu, aud un carcinos. Ce auzi, mă? Crabul ăla. El îi știe după nume, mă, sare bine cu ei. E? Bă, o, cred că opresc și eu episodul cu voi aici, în această scenă pornografică. Te primim și pe tine. Hai, hai, dar aș vrea să stau cu fața. Nu prea e bine. Oricum le ajung la noi la tine, așa că... Nu, no, ne-i intră cu totul în mine dacă e ceva. Ei, ai ca și un spozitor. Da, e... Da, bă, eu îl opresc brusc și zic doar pa, hai, peace. Ceau, ceau, ceau. Hai, bine, hai, o lași pe a voastră. Zici și tu ceva dacă vrei. Le el zi? Nu știe să zic. El când trebuie să zic că nu-l zici, așa zi face și ceva, la mine. Mă, că oamenii te ascultă, mă. Pa, mă, ce mai vrei, pa, peace, cum îi spui tu? Tu zile cum le spui tu, mă. Păi eu spun pa. Zici, ceau, s-a băieți. Vă pup, bună, băieți, ce faceți? Bă, sunteți niște simțiți. Faceți, băiați. Gata, pare bine că m-am jucat cu voi. Da, suntem niște prințese. Gata, viitoare să vă luați și voi lubrifiant. Da, că sunt niște gameplay-uri dureroase în cură. Hai, pa! Încerc să fiu cu toată lumea un băiat drăguț. Nu te mira de mă vezi că umblu de sculț. Azi trăiesc ziua pe piciorul la mare coaie, că m-am trezit din nou pe muntele de paie. Băi, eu m-am ridicat din pat și m-am scuturat. Dar ce să vezi de la ureche, ceva mic a picat. Și am crezut inițial că sunt Robert Magicianu. Dar după ureche nu a căzut banul. Azi sunt pe paie și simt cum universul tare se îndoaie. Deschid umbrela chiar de afară, nu e ploaie. Mă protejez doar de priviri că sunt tot roaie. Azi sunt pe paie și simt cum universul nu se mai îndoaie. Trece efectul, trebuie să mai rulez o foaie. În capul meu e pace, afară sunt războaie. Degeaba urlă lumea, eu aud doar cântece cântate de copii ce n-au ieșit încă din pântece. Stau pe fotoliu relaxat și fumez sau sunt în trafic la volan și-am uitat să accelerez. Dar eu rulez cu viteză mică să nu zboare frunza. Totuși ar merge un pic grăbită că prea tare mi-ar depuza. Noroc în viața mea nu e pus în trifoi, dar dacă e pus în dăla care are 7 foi. Ochii pe cer când pământul se rotește, scot bateria de la cea și timpul se oprește. Îmi zic trăiește, tinerește, ardă, bătrânește, fă tot ce ai în cap și după aia povestește. Cum fiecare fum mă face să gândesc mai limpede, că nimic nu-i mai bun ca liniștea într-o clipă de relax. Când totul pare fără sens, că eu-mi găsesc echilibru chiar și în haosul intens. Cu capul nor că nu am vape, s-o dau în abur. Ce sunteți deshidratați? Vă rog, beți apa de la șcheaburi. O dați în apă la plământ dacă vă bați. Glumesc, dar totuși recomand să nu vă mai drogați. Sau nu? Eu sunt mereu ăla care te vede, mai ales dacă ești îmbrăcat în verde. Așa că fii mai natural, mai schimbă perspectiva. Nu mai băgați în voi KFC, băgați de la sativa. Universul-i calm, simt că-l pot controla. Stai liniștit că tot ce fac e în favoarea mea. Mă pierd în gânduri, dar rămân conștient că trupul mi-e prezent, dar cu mintea sunt absent. Că mă las dus de val când realitatea e un chin. Că bag un G și apoi la probleme dau cu sin.
apăs butonul de rewind la refren să ajung iar că arde buza parcă am mâncat jar. Sunt pe paie și simt cum universul tare se îndoaie. Deschid umbrela chiar de afară, nu e ploaie. Mă protejez doar de priviri că sunt o droaie. Sunt pe paie și simt